Bănuiesc că fiecare persoană care citește Sfânta Evanghelie a auzit de Petru și inclusiv de soacra lui. Ceea ce m-a impresionat pe mine în dreptul acestei femei este ceea ce spun evangheliștii. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a atins de ea și i-a rezolvat problema, ea s-a ridicat imediat și a început să-i slujească. Nu este singurul caz din Sfânta Scriptură care ne arată că atunci când cineva este beneficiarul Harului lui Dumnezeu, următoarea fază este slujirea. Încercăm să vorbim despre slujire cu slujitorii lui Dumnezeu. Cu cine alții? Cine ar putea ști mai bine cum este slujirea? Dacă vă întrebați de ce vă spunem și dumneavoastră despre slujire, motivele sunt multiple. Pe de o parte, toți suntem chemați la slujire. Pe de altă parte, rostim atât de mult cuvintele, secerișul este mare, slujitori sunt puțini. Dar mă gândesc că probabil ar trebui să ne cunoaștem și slujitorii pe care îi avem în prezent, să-i prețuim mai mult, să ne rugăm pentru ei, să colaborăm împreună cu ei. Și în felul acesta, împărăția să crească, să vedem noi slujitori în lucrarea lui Dumnezeu și să ajungem la stadiul acela extraordinar în care fiecare mântuit să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Astăzi am bucuria să fiu în fața dumneavoastră cu doi colegi slujitori, doi colegi tineri. Mulțumesc că ați venit la emisiunea noastră. Sper că sunteți în harul lui Dumnezeu, sunteți bine. Îl avem pe fratele Ovidiu Rusnac. Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc de invitație și eu apreciez mult tot ce se face aici. Și deși nu am experiență în televiziune, sper ca aportul meu și slujirea mea aici să fie o binecuvântare pentru cei care ne ascultă. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Și îl avem pe Emanuel Zaharia Lăpujan. Bine ai venit la emisiunea noastră. Mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Pe toți și pe cei care sunt în casele lor și ne primesc în casele lor și sincer vă spunem, noi am vrea să nu ne primiți doar în case, ci și în sufletul dumneavoastră. Amin. Haideți să plecăm de la ideea că oricum nu ne cunoaște nimeni și atunci să vorbim un pic despre familia în care ați crescut. Pentru că încercam eu să spun părinților, asta e o mare descoperire, nu? Încercam să spun părinților că toți oamenii mari al lui Dumnezeu, indiferent cum îi calificăm noi, da, cât de mari sunt, au fost cândva copii. Așa este. S-au născut într-o familie, au avut părinți. Spune-ne două, trei cuvinte de familia părinților tăi, despre tine. Eu m-am născut într-o familie de credincioși, de frați creștini după Evanghelie, din orașul Suceava. O familie numeroasă, de 11 copii. Apreciez educația pe care ne-au dat-o părinții. Și în mod special apreciez faptul că, indiferent de vreme, de anotimp, pentru noi, pentru toți copiii, mersul la biserică a fost sfânt. Deci la voi în casă au fost lucruri care s-au negociat și care nu s-au negociat? Vis-a-vis de biserică niciodată nu puteai negocia. Bun, dar ceva puteai negocia. Și cu Biblia la biserică. Trebuia să mergi. Deci biserica nu era negociată. Dar ce puteai negocia? Cine era mai strict? Cu mama, cu mama puteai negocia multe. Cu tata mai nimic. Bun, și cu tata. Tata, bineînțeles, fiind 11 copii, tata era mai mult plecat. Și la el erau, întâlnirile cu el erau și scurte, dar și decisive. Așa. Al câtelea? Eu sunt al, la mijloc. Sunt 5 înainte de mine, 5 după mine, eu sunt al 6-lea. Frumos, bine, da. Domnul să binecuvinteze. Trăiesc părinții. Trăiesc părinții, sunt la Suceava, merg la biserică în continuare, toți frații. În caz sunt, că ne urmăresc, mulțumim frumos. Toți frații sunt botezați, sunt pe calea Domnului, slujesc, ne bucurăm de lucrul ăsta. Frumos. Și am cuvinte de apreciere pentru părinți, pentru modul cum ne-au crescut și educația care ne-au dat-o. Se vede că eu nu știu care a fost secretul lor, dar nu știu, au fost o generație care n-au avut așa multe cărți ca noi, seminarii de familie, dar... Bun, cred că au avut cartea, știi? Au avut cartea, au avut Biblia, da, dar ne-au crescut în frică de Dumnezeu și mai mult mărturia lor. Da, a lor să fie, da, nu, nu. Viața de credință trăită în realitate, în adevăr, noi copiii am văzut-o, cred că asta a fost decisiv pentru noi să urmăm calea Domnului mai departe. Apropo de ce ai spus că noi am văzut-o, deci copiii filmează și când nu știu părinții, urmăresc tot? Nu, pe tine te-a interesat, așa la modul sincer, te-a interesat să vezi dacă starea de credință a părinților tăi este doar de fațadă sau autentică? O, extraordinar de mult, da. Da. Deci, și te-a ajutat chestia asta? Asta e enorm de mult, da. Deci eu pot să spun despre tata că niciodată nu l-am văzut să doarmă mai mult de ora 6 dimineața, el la ora 5:30. Sau la el era, cum să spun, da, da, nu, nu. Deci nu negociai cu el. Deci dacă spunea tata că îi da, dacă îi nu, nu. Asta a fost. Hai că vreau să-i dau microfonul lui Emanuel, dar am o întrebare. Părinții tăi au fost,
nu știu cum să folosesc, să nu sub... Au fost oameni simpli, au fost slujitori în biserică? Da, tata a lucrat, e diacon în biserică, a fost tot timpul diacon și ușier și cu cheile bisericii și cu deschis, închis. Unde e nevoie? Centrală. Și așa am crescut și noi în spiritul slujirii de mici. Cumpăram rezervoare de motorină, le duceam la biserică, trebuia să la ora 4 dimineața să facem focul la biserică. Și asta a făcut-o fără bani și o face fără bani de o viață întreagă. De bine, asta a intrat la voi atunci la sală, nu? La sală. Bun. Și mama e croitoreasă și casnică, fiind 11 copii. Da, da, deci, da, avea echipă întreagă să se ajute, să se ocupe. Eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști. Tatăl meu, Lăpugean Ioan Alexandru, a fost slujitor în Biserica Baptistă din Făget, 34 de ani. Mama a fost profesoară și apoi policalificată, după nevoie. Am crescut într-o familie cu 5 băieți. Eu sunt al 5-lea. Vinul cel bun la urmă, sau cum? Sperăm. Da. Recolta e la urmă, da. Recolta e la urmă, da. Am avut niște părinți serioși cu Dumnezeu. Tata a fost un om hotărât, un om în urma căruia s-a văzut că a tras pentru Dumnezeu. Ba chiar uneori a tras mai mult pentru biserică decât pentru familie. Ce pot să spun despre mama e că înainte să ne întoarcem la Dumnezeu cu 7 ani de zile, eu și unul din frații mei, în fiecare dimineață la ora 7 mergea la biserică împreună cu alte surori și se rugau pentru noi. După 7 ani de rugăciune, zilnic. În afară de duminică. Da, bun, că mergeau la slujbă. În fiecare zi, după 7 ani de zile, ne-am întors la Dumnezeu, eu și fratele meu și mai doi tineri, ai unei surori. Eu nu vreau să trag concluzii pripite. Erați așa de prăpădiți sau ce le-a făcut în fiecare zi să roage pentru voi? Aveam patimile în care trăiam. Nu că așa apar tu, băiat cu minte, când mă uit la tine. Așa apare. Așa apăream. Hai să spun o chestie, știi, ca să nu ziceți că numai voi. Eu sunt al 3-lea din familie și așa a lucrat Dumnezeu. M-am pocăit și m-am botezat primul. Și la un moment dat, cel care a venit să mă boteze, că n-aveam păstor, slujitorul respectiv, a întrebat că de ce al 3-lea și nu primul, adică de ce nu ia în ordine. Săraca mama nu zice nimic mai mult, o să lasă că știe Dumnezeu cu cine să înceapă. Bun, cum v-ați înțeles 5 băieți? Eu fiind cel mai mic, am fost puțin așa mai marginalizat. Oropsit. Eram mai pârcios, îi pâram pe frații mei ce făceau și eram lăsat... Pe din afară, tușa, pe, dar nu. Era și normal, înțeleg. Era și normal, da, adică... Da. Ei s-au înțeles, dar acum ne înțelegem cu toții. Avem o relație bună. La noi, în familia Iuga, există o vorbă. În familia Iuga, întotdeauna cineva a fost mai prigonit, mai oropsit și acela am fost eu. Și așa spun toți. Deci, absolut. Pe mine, când mă întreabă frații dacă... sau cunoscuții, cum eram cu 5 băieți? Vă mai băteați? Și eu spuneam, nu ne băteam, mă băteau. Mă bătea, da. Asta este așa, ai câștigat experiență. Frumos, uite, sunteți doi băieți care veniți oarecum din familie de slujitori. Asta înseamnă că pocăința este ceva ușor, inevitabil, obligatoriu sau cum? Cum te-ai întors la Dumnezeu? Nu. Deși am spus că mersul la biserică cumva era... de negociat cu părinții. Nici unul dintre părinți nu ne-a forțat să facem pasul spre a ne boteza și a îmbrățișa calea Domnului. Efectiv a fost o copleșire a sufletului meu de prezența lui Dumnezeu. Încă din copilărie am fost atras de Scriptură, am fost foarte atras de Scriptură. Mi-aduc aminte când eram... În ce îți plăcea? David, războaie, nu, de praștă? Nu, nu, nu neapărat. Nu, îmi plăcea să citesc foarte mult din Biblie. Și de Pavel, epistole, îmi făceam fișe cu ce am citit, comentarii proprii, nu erau pe vremea aia. Da, am fost foarte atras așa. N-aveam, avantajul nostru a fost că noi n-am avut televizor în casă. Era pocăință din aia. Da, era, sau dacă familiile care mai aveau televizor, când venea păstorul și se puneau cerșaf pe televizor să se vadă. Și atunci aveam foarte mult timp liber. Ne mai jucam, ne mai asta, dar citeam foarte mult. Dar oricum, copilăria a fost frumoasă, chiar dacă a fost grea. Nu știu dacă a fost grea, chiar a fost frumoasă. Da. Da, cred că am avut o copilărie mai frumoasă și mai ușoară decât au copiii mei acum, care se joacă numai cu dragoni și numai cu monștri. De vremea asta nu erau așa ceva. În vremea voastră, copiii pocăiților mai făceau și șmecherii sau nu? Pentru că mă aud, prefer să...
Poate ori asculta mulți din colegii, prietenii mei și mai bine să n-audă. Păi nu, hai să luăm partea pozitivă, să nu creadă oamenii. Am fost copii. Da, să nu creadă oamenii că numai sfințișorii se pocăiesc. Am fost toți cu ale noastre. Bine că n-au știut părinții noștri tot ce am făcut. Ce pot să spun e că copiii credincioșilor și la școală, pentru că eram acolo în cartier, în oraș, orășel mic, toți eram deosebiți și se vedea o deosebire în purtare și în caracter la copiii de credincioși. Asta pot să o spun. Tu ești tânăr, n-ai prins perioada în care trebuia să umbli tu în zero. Nu. Spre bucuria mea. Emanuel, cum a fost la tine? Eu am fost unul din copiii care păream mai cuminți din familie. Aparențele înșală, da. Am un mesaj în lucru. Dacă frații mei erau mai rebeli, mai deschis, mai pe față, așa rebeli, eu am fost în latura cealaltă. Încercam cumva duminică să fiu foarte pios față de îndatoririle spirituale. Când am crescut, aveam și 5-6 întâlniri la care mergeam pe săptămână, repetiții, întâlniri la Timișoara, la tineret. Dar când mergeam acasă, eram dependent de diverse patimi, de pornografie, de jocuri. Cum am întors la Dumnezeu? Într-una din seri, când citeam Biblia, deși citeam Biblia de pe la 5 ani, 6 ani, cum am învățat să citesc, am citit Biblia. Dar acum 9 ani în urmă, citind Biblia, Dumnezeu mi-a deschis inima. A fost o cercetare a lui Dumnezeu. Un verset din Matei, capitolul 23, Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Tu nu erai orb, dar fariseu erai. Eram fariseu. Nu într-un mod conștient, nu voiam să păcălesc pe nimeni, dar eram, credeam că se poate și așa. Care ți se pare ție că e pericolul? Deci e foarte clar că cei care s-au născut în familii de credincioși autentici sunt privilegiați. Dacă vorbim doar de mama care s-a rugat pentru tine, în loc să ai o mamă care să te înjure, să te blesteme, exact, să te dea pe mâna nu știu cui, n-a putut să te bată pe tine atâta, s-a dus și a bătut genunchi înaintea Domnului. Deci e clar că sunt avantaje. Pot fi și dezavantaje dacă nu suntem atenți pentru copiii care cresc în familii de genul ăsta. Dezavantajele ar putea fi legate de ideea asta de fățărnicie. Adică am obișnuința, le-am luat fără să facem câteva îndatoriri creștine, ce vedem la alții, dar să nu fim cum sunt ceilalți credincioși. Și atunci să facem lucrurile mecanic. Și un alt dezavantaj ar putea fi dacă părinții sunt foarte stricți și impun copiilor și nu-i conving prin argumente și prin viața lor, s-ar putea copiii să vină forțați la biserică și de la un moment dat când ajung pe propriile lor picioare să devină rebeli. Eu mereu le spun la părinții care încearcă ideea de dictatură, vedeți că am intrat într-o societate în care mai devreme sau mai târziu urmează revoluția. Și așa când este. Vine revoluția, nu știi, dictatorul mai rămâne în viață, moare. Deci pot fi copii din ăștia care stau, dar în momentul în care izbucnesc, se duc, s-a întâmplat revoluția mare. Da? Și eu am trăit, din punctul meu de vedere, cea mai urâtă viață este viața și cu și cu, adică nici. Deci eram așa, nu știu, chiar îmi plăcea nu-mi plăcea să mă rog. Deci la noi, eu am prins vremurile aia, te puneai pe genunchi o oră, știi, era jumătate de oră frate, jumătate de oră surorile. Și nu era, la noi n-a fost ideea asta cu periniță la genunchi, păi te puneai pe podelele alea, știi? Te doreau genunchii de numai până se ruga fiecare. La rugăciune nu-mi plăcea. După asta îmi plăcea la studiu biblic, că mai aș fi comentat și eu la predică, îi criticam pe toți, mă gândeam, ba, dacă ajung eu în locul tău odată acolo să vezi că zic altfel. Dar când eram la biserică, eram destul de mult la biserică, dar nu 100% acolo la toate. Și când plecam de acolo, eram cu ceilalți, dar nu puteam fi 100%. Adică totuși Scriptura îți deschide un pic orizontul. Nu poți în toate porcăriile astea să te bagi așa și să spui că-s aur curat. Și eu nu eram nici cu biserică, nici cu lumea. Deci în momentul în care mi-am dat seama de chestia asta, am zis ori, cea mai urâtă viață este viața asta nici. Măcar ori te bucuri acolo, poate nu la întâmplare, Domnul Iisus spune, căldicelul, știi? Exact. Nici rece, nici în clocot. Bun, deci crescuți în familii bine, cu plusuri și cu plusuri, dar Dumnezeu lucrează, transformarea face doar Duhul Sfânt când ne convinge El. Cum ați ajuns să vă gândiți la slujire
full time, nu la, că toți trebuie să slujim, da, dar voi se pare că ați ales slujirea full time. Va influența cineva o chemare specială din partea lui Dumnezeu? Eu am căutat multă vreme să alung din inima mea gândul slujirii. Bun, dar ce ai fi vrut să faci altceva? Că trebuia să ai altă variantă, nu? Da. Dacă nu vreau slujire. Acum, în contextul în care am crescut eu, cam toți tinerii aveau o anumită traiectorie. Mergeau în diaspora, lucrau, își cumpărau o casă. A, Bucovina, da. Da, își făceau un rost, o familie. Cam în felul ăsta îmi vedeam și eu viitorul. Ăsta era șablon, da. Și așa am și căutat să fac, să merg într-o țară din diaspora, să lucrez. Însă n-am putut să scap de gândul ăsta slujirii și de chemarea asta, că Dumnezeu mă cheamă să slujesc full-time în lucrare. Deloc, cu toate că am făcut mari eforturi. Fie că a fost fratele păstor din biserica unde am slujit și mereu, hai ține rugăciunea, hai ține predica de seară, hai ține predica de dimineață, apoi ușor, ușor, hai că ai dar, hai că Dumnezeu te cheamă. Frații din biserică care au văzut, deci au fost oameni care ți-au care au văzut potențialul și chemarea și au zis, e bine ca tu să lași totul, să mergi, să te pregătești, să excelezi și să intri în lucrarea Domnului ca ai chemare. Eu lucrul ăsta nu am fost eu personal neapărat convins, dar nici convingerea mea n-a venit din faptul că alții mi-au spus că am chemarea de a sluji. Dar bun, da, asta totuși a fost mai dat de gândit, nu? Sigur că da, sigur. Mi-aduc aminte când m-am gândit la chemare, mi-am făcut, și acum am caietele respective, mi-am făcut niște liste cu toți oamenii care mi-au spus mie că Domnul mă cheamă în lucrare, că am har când slujesc și așa mai departe. Și eram foarte apreciat că predicam scurt și bine. Adică cine predică scurt? Da, spuneam, măi, tu vorbești scurt, nu ne plictisești, te cheamă Domnul. Sper că nu te-ai schimbat, asta m-am cam schimbat, din păcate. Adică, e bine, trebuie adică să revin. Adică lung și de unde bine, am plecat. Da, înțeles, da. Da. Și dar cu certitudinea chemării în slujire pentru pastorală, eu n-am fost mai mult, cum să spun, nu mi-a plăcut neapărat pastorala. Mi-a plăcut foarte mult evangelizarea. Mă visam de copil, dar mă visam efectiv predicând undeva și oamenii că se pocăiesc. Probabil că așa era și stilul pe vremea când am crescut eu. Era câte un evanghelist faimos care venea, predica, mulți se pocăiau și visam, mă uitam la câte unul din România sau din afară și visam că într-o zi o să ajung și eu ca el. A fost un vis. Când a venit tinerețea și a trebuit să aterizez în realitate, n-a fost ușor izbitura asta cu realitatea. Da, la unii mai frumos în vis ca realitatea. Da, știți cum, adolescența e timpul când visăm și când ne dorim și după liceu și așa mai departe, după tinerețe, vezi că trebuie să aterizezi cu picioarele pe pământ, să-ți faci o familie și n-a fost chiar ușor. Însă convingerea asta fermă a venit de la Duhul Sfânt, cred eu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Cuvântul Dumnezeu am primit din Daniel 11:32, dar aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor face mari sprăvi. Și pentru mine aia a fost, cum să spun, versetul care și cuvântul care l-a folosit care Dumnezeu, da, l-a folosit sigileze, Dumnezeu, da. Ca să spun gata, renunț la o carieră, visam să am o firmă, să am o afacere, să-mi fac un viitor și a spus nu, renunț la tot. N-a fost ușor. La 18-19 ani conduceam o echipă în domeniul instalațiilor de aproape 18 oameni. Deci, fiind într-o familie cu mulți copii, eu trebuie să lucrez de mic. Da, mi-a plăcut să lucrez și când o trebuie să las toate astea, nu a fost chiar ușor, dar mi-am făcut bine calculele și am zis dacă mă apuc de lucrare. Bun, ce nu înțeleg unii și ori atrag atenție din Evanghelie, inclusiv la apostol, spune că au lăsat, când au fost chemați de Domnul Iisus Hristos, au lăsat barca și pe cei ce lucrau pe bani. Pe toți, au lăsat totul și au Da, adică ei exact. Aveau angajați, probabil aveau o mică firmă de pescuit sau mare, știu, și au lăsat totul pentru Iisus. Emanuel, cum a fost la tine? Când eram mic și oamenii mă întrebau ce vreau să mă fac când o să fiu mare, le răspundeam, mai întâi vreau să mă fac hoț și după aia vreau să fiu păstor. Aveam o combinație bună. O combinație. Adică să fur din iad și să duci în împărăția lui Dumnezeu. Până la urmă așa am reușit să ajung. Eram student anul 3 la facultate la Timișoara, la management. În momentul când Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a schimbat viața, am avut gândul acesta de a sluji pe Dumnezeu. Nu a fost ceva controlat, nu a fost ceva ce am plănuit, eu am gândit. Nu, eu spuneam asta, vine automat. Când schimbarea este autentică, gândul slujii vine automat.
S-a indiferent pus în gândul meu, da. Nu mai puteam să văd viața altfel. Am hotărât să termin ce am început, să duc la bun sfârșit ce am început, facultatea. Încă n-am înțeles de ce am făcut facultatea de management. Probabil să-mi cunosc acolo actuala soție. Te-ai slavă ales Domnului. Cu ceva, adică. Nu mă supăr că am pierdut 3 ani acolo, dacă am câștigat pe soția mea. Și orientarea mea spre slujire a fost în două direcții. Imediat după convertirea mea, am din nou cu o hotărâre pe care am luat-o prin harul lui Dumnezeu, fără să o gândesc foarte mult, să o pun în cumpănă, am hotărât ca în fiecare zi să vorbesc cu cel puțin un suflet despre Domnul. Să evanghelizez un suflet pe zi. Și am hotărât să merg și la teologie. Asta separat de slujirea zilnică, să merg la teologie, să studiez și să cunosc mai bine pe Dumnezeu, să slujesc biserica. Am fost încurajat foarte mult și de modelul tatălui meu, care a tras, a dus greul și asta m-a determinat să văd că se poate să chinui în lucrare, să o duci greu, să ai provocări multe, tentații multe, ispite multe, atacuri multe și totuși să mergi înainte. Da, eu din câte știu așa pe slujitorii din generația părinților voștri, să spun, cred că unul din versetele luat ca moto pentru viața lor a fost: cine își va pierde viața o va câștiga, cine o va risipi pentru Dumnezeu, știi, o va câștiga, și cine o economisește pentru el o va pierde. Deci oamenii aceia care au fost responsabili pentru familiile lor. Eu mă gândesc și la tata, care a fost un, să zic așa, un slujitor laic, în sensul că n-a fost plătit, dar a slujit foarte mult, foarte mult în biserici, ca slujitor ordinat și apoi ca păstor. S-a ocupat de familie, deci noi nu am dus lipsă de ce a fost nevoie, dar cu sacrificiu foarte mare. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu a fost niciodată negociabilă și n-a avut voie să sufere și să fie altceva pe primul loc decât slujirea lui Dumnezeu. Și apoi noi am văzut credincioșia lui Dumnezeu, care a promis că se îngrijește el și de celelalte. Și aș putea să spun deschis, nu era în perioada aia nici cu ajutoare, nici cu nu știu ce, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu și rămâne credincios întotdeauna. Vis-a-vis de ce ați spus, dacă permiteți, de generația părinților dumneavoastră, poate generația dumneavoastră, Ce am observat eu și am remarcat și am apreciat a fost că oamenii, cât au știut, cum ați spus, au știut versetul cine își risipește viața pentru Domnul o câștigă, cât au știut ei au trăit, asta a fost fascinant, da. Au aplicat fără să facă multă exegeză, nu zic că era exegeză, comentarii, hermeneutică, pusă în context, e foarte bune. Dar ei cât au știut, nu aveau noțiunile astea, dar cât au știut noi, ei... I-au luat cuvântul cu foarte multă seriozitate. Exact, da, asta, da. Asta e. Și noi suntem rodul, poate și generația noastră, și generația noastră, și încă multe generații până la noi, suntem rodul oamenilor ăștia care au trăit cuvântul așa cum... Pe mine m-a întrebat cineva... Mulți ani în urmă, într-o ocazie, a zis: Iuga, și taică-tău e mare. Și eu am zis: dacă vrei să știi adevărul, tata este mare și eu sunt înalt. Deci se pare că aici suntem trei care, dacă ne-ar întreba cineva cum privim la părinți, noi privim în sus la părinții noștri. N-au avut școlile noastre, doctorate, exact, dar noi încă privim în sus, vis-a-vis de seriozitate, de nivel spiritual. Problema care ar trebui să ne frământe mai mult este ce vor zice copiii despre noi. Exact. Că dacă nu vine Domnul Iisus și vin copiii noștri într-o emisiune de genul ăsta și întreabă cum au fost părinții voștri, dacă începe ea să spună, și vedeți că ăștia în generația nouă le spun cam pe direct, nu au pardon. Și noi am ascultat la radio să nu ne lase inima. Bun, deci uite, Dumnezeu a avut grijă, ați crescut, convertirea a avut loc, chemare la slujire. De ce ați considerat necesară pregătirea? Că nu poți să-L slujești pe Dumnezeu cu inimă curată, trebuie neapărat să pierzi vremea și pe la teologie. Eu o să-i las lui Emanuel, dacă să răspundă primul. Cred că Dumnezeu îi cheamă pe toți ucenicii să-i să crească în cunoștință. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie pregătiți. Având în vedere câte atacuri vin asupra bisericii, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se arate înaintea bisericii ca niște oameni încercați. Înaintarea să fie văzută de toți. E necesară atât slujirea teologică, dar e necesară și cea practică. Nu doar ca informație, ci
și practicarea cuvântului. Sunt multe provocări și de aia trebuie să fim pregătiți, măcar că școlile teologice doar ne trasează niște repere. Nu reușesc în cei patru ani să pună Eu tot. Cred că în măsura în care te pregătești mai mult, devii mai dependent de Dumnezeu. Mm-hmm. Pentru că în măsura în care te pregătești mai mult, îți dai seama cât de puțin știi, cât de complexă este viața și până la urmă noi lucrăm cu sufletele oamenilor și dacă Dumnezeu nu transformă mintea omului, sufletul lui, noi putem să-i dăm informație oricât de mult, omul rămâne un informat pierdut și de asta depindem de Dumnezeu și bănuiesc că toți avem exemplu clasic al Domnului Iisus Hristos care și-a pregătit ucenicii. Exact. Și pe de altă parte, nu știu de ce nu se gândesc mai mult la aspectul pregătirii, a unei pregătiri formale, pentru că dacă nu vorbim de genii într-un domeniu, indiferent de domeniu, e mare diferență unde vezi un om pregătit în domeniu sau nepregătit. Acum, când vorbim despre pregătire, din experiența mea, sunt aproape 11 ani de când sunt în lucrarea pastorală, sunt unii oameni care sunt împotriva pregătirii. Ce dă duhul, vorbim... Dar de ce nu se duc la un dentist care pentru... o învățat să scoată dinți pe Maidan cu cleștele de potcovit cai? Da. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem însuși Apostolul Pavel, care îl îndeamnă pe tânărul Timotei să ia aminte la citire. Să ia aminte, spunea, Pavel era în închisoare, aducem aminte, și într-o închisoare, într-o temniță rece, lipsit de confort, de lumină, el spune adun cărțile și cărțile de piele. Întotdeauna slujitorii lui Dumnezeu s-au pregătit și aici aș face o distinție. Pe de o parte este pregătirea spirituală, care eu cred că e mai importantă decât pregătirea asta intelectuală educațională, ce ține de materie. Sau cel puțin la fel de important. În primul rând, pregătirea spirituală eu cred că trebuie să aibă prioritate. Și aici mă refer la ce înseamnă să ai disciplina postului în viața ta, discipline care le înveți într-un seminar teologic, de ce nu? Se fac lucrurile astea. Le înveți, dar e cam târziu. Da, le înveți, dar eu am învățat lucrurile astea în seminar. Am avut, până am merge la seminar, de exemplu, ca să nu vorbim așa. Da, da. Vorbesc concret de mine. Deci până ajunge la seminar, eu n-am știut ce la un timp personal cu Domnul, de devoțiune, de profunzime, de Dumnezeu, până când am văzut că alți colegi de-ai mei se trezesc la ora 4 dimineața și până la 6, ei 2 ore și au scripturile, se duc într-o cămăruță și acolo se satură de Dumnezeu. Acolo, în anii aceia, am prins și eu dragul ăsta de scriptură și de părtășia cu Dumnezeu și am văzut cât e de frumoasă și ăsta e, până la urmă, secretul pregătirii. Pentru că dacă n-ai în spate timpul ăsta de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu, toate celelalte îs, cum să spun eu, îs ca ceva care zgârie. Tot ce predicăm noi, tot ce învățăm pe oameni, e pură teorie. De aceea, pe de o parte, aș împărți pregătirea, da, e importantă pregătirea, dar întâi cea spirituală, da, în post, în rugăciune, un om care își trăiește disciplinele spirituale înaintea lui Dumnezeu și apoi... importantă pregătirea educațională. Asta să înceapă inclusiv din familie, că noi dacă vorbim de o pregătire teologică, vorbim de un tânăr care ajunge la 18-19 ani și poate că mulți părinți nu-și dau seama cu câte duhuri trebuie să lupte copiii lor până la vârsta respectivă. Știi? Deci în timp ce ne gândim la aspectul pregătirii informaționale, să-i spun așa, să nu uităm de lupta spirituală care este foarte puternică și trebuie să fim pregătiți aici. Dar asta e un mit, a spune că să slujești pe Domnul nepregătit, din punctul meu de vedere, e un păcat. Până la urmă, însuși Domnul Iisus s-a pregătit, spune, ce vă învăț eu, știu de la Tatăl. A fost o pregătire acolo. Ce vă spun eu vouă, Tatăl mi-a spus. A fost o pregătire acolo. Da, adică a face o lucrare de slujire, să o faci așa de dragul de a sluji, sau hai să o facem că... merge și așa. Da, mă obligă păstorul sau mă obligă părinții și fără o preocupare, o pregătire, până la urmă mă întreb, Dumnezeu primește jertfa aceea? Nu? Bun, eu... că există și cealaltă extremă, trebuie să recunoaștem. Este o extremă să... ne axăm doar pe ce dă Duhul, așa cum spuneați, dar s-ar putea să cadă unii și în cealaltă extremă sau noi uneori să cădem în extrema totul la virgulă. Duhul Sfânt e în vacanță, spus cumva afară, da. Realitatea e că trebuie să fim sub călăuzirea Duhului care ne pregătește. Nu sunt dușmani. Pot fi dușmani, dar trebuie să conlucrăm. Duhul Sfânt să ne pregătească. Să fim în școala Lui, înainte de a fi în școala
unei instituții. Și asta m-a călăuzit pe mine foarte mult în timpul seminarului, că erau multe lucruri pe care le observam și în viața mea și în viața poate a unor colegi. Ce m-a ținut foarte mult în priză a fost, eu sunt în școala lui Dumnezeu. Dincolo de școala de la București sau de la Oradea, suntem în școala lui Dumnezeu. Dar eu vreau să vă întreb, voi aplicați asta la orice nivel de slujire și pregătirea pe conținut și pregătirea spirituală? Adică dacă ne-am gândit la o slujire clasică în biserică, vrea să recite cineva o poezie, nu mai este moda cu poeziile, vrea să cânte o cântare sau un grup, vrea să laude pe Dumnezeu sau să motiveze biserica în închinare, ar trebui să pune și ei accentul pe pregătirea spirituală sau doar chitările și bateriile să fie bine? Da, cred că întrebarea e retorică. Am spus-o și o spun apăsat, fără o pregătire spirituală, dar pot cânta tinerii cât de frumos, cu multe instrumente, au acum tot felul de instrumente de a cânta, de a bate la ele foarte bine, să cânte, să laude pe Domnul, dar fără o inimă curată și fără o pregătire spirituală și fără rugăciune. Eu am un principiu, cât predic în duminica următoare? Mi-am propus să predic 25 de minute. Ei, dacă nu stau măcar 25 de minute în rugăciune, atunci știu că predic aceea. Frații îmi vor spune la urmă, știi frate Ovidiu, tu ai predicat, ai transpirat, ai nu-i acoperit, dar nu-i unsă. Da. Ceva nu e acolo. Se simte că nu este, nu este rugăciune. E unul din psalmi unde psalmistul spune, începe așa, gata-mi este inima să te laude Dumnezeule. Și apoi după ce își setează inima, spune, mă voi trezi în zori de zi, voi lua instrumentele. Inima trebuie pregătită mai întâi și apoi instrumentele și apoi se foarte rezolvă frumos. Și trupul. Eu m-am gândit că e așa, no, sunt gata, nu că mă pregătesc. Din păcate, pregătirea, suntem tentați așa să o axăm doar pe latura aceasta profesionistă și să lăsăm partea spirituală, a luptei spirituale deoparte. Oare ce făcea ca atunci când David cânta să fugă duhurile necurate? Cu siguranță pregătirea spirituală. Relația lui cu Dumnezeu, relația și cu Dumnezeu lui Dumnezeu și intimitatea pe care o avea el cu mai mult Dumnezeu. Decât cânta, se închina. Exact. Se spun. Da, nu doar cânta, ci se închina. Se poate cântare fără închinare, dar nu se poate închinare când cântăm și să nu și cântăm. Căsătoriți amândoi. Da. Că de la el am înțeles că facultatea l-a rezolvat. Sau Domnul prin facultate. Prin facultate. În timpul Domnul facultate. Prin facultate. Da. Copii? Eu m-am căsătorit acum 10 ani cu o fată din București, așa se explică că am ajuns în capitală, un oraș pe care nu mi l-am dorit, nu l-am iubit, dar acum n-aș mai pleca de aici. Vezi că după ce te obișnuiești bine, Domnul poate are alte planuri. Am reușit să ne construim aici o casă, avem o biserică pe care o slujim și suntem bucuroși să slujim o biserică deosebită în București. Avem 2 copii, un băițel, Samuel, are 7 ani, și o fetiță de 5 ani, Miriam. Frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Eu sunt căsătorit cu Carmina Roana, avem împreună o fetiță, Eva Kerigma, și mai avem încă un copilaș în așteptarea luminii soarelui. Bun, Domnul să-l aducă în pace. Amin. Și să fie totul bine, să vă bucurați în slujire împreună cu familia. Hai să schimb eu un pic. Pentru mine, unul din marile cadouri care mi le-au făcut oamenii, să vină să-mi spună, știți, v-am văzut undeva, v-am auzit undeva și am hotărât să mă rog pentru dumneavoastră. Nu știu dacă unii și-au dat seama ce cadou mi-au făcut prin faptul că mi-au spus lucrul ăsta și mai ales prin faptul că practică. Presupunând că cineva pe lista de rugăciune vă mai pune și pe voi, știi? Că nu știi. Sperăm, ne dorim lucrul ăsta. Cât e de lungă lista, dar eu zic măcar pe verso dacă mă puneți câteodată, da? Nu le cerem noi oamenilor să facă legământ, că se roagă în fiecare zi pentru voi, dar măcar când le aduce Duhul Sfânt aminte de voi să se roage. Dacă i-ați auzi rugându-se, ce ați vrea să se roage pentru voi? Eu aș dori călăuzire din partea lui Dumnezeu și puterea să împlinesc gândurile bune care îmi vin din partea Domnului. Pentru că de multe ori am avut gânduri așa și n-am perseverat. Am avut idei, am avut, să zic așa, viziuni. Viziune în sensul pozitiv, în sensul pozitiv, da. Nu în sensul extatic. Am avut viziuni și planuri și gânduri și n-am reușit să concretizez
multe din ele. Aș dori să am puterea asta de a persevera și de a merge înainte și pe latura de misiune aș dori să mă pot implica mai mult și să-mi dea Dumnezeu și oamenii în jurul meu cu care să putem câștiga în zona unde ne aflăm acum suflete pentru Hristos. Amin. Bun, să sperăm că se vor ruga pentru tine. Eu plec de la premiza că slujitorii se roagă pentru biserici. De aceea îi chem și pe cei care ne ascultă să se roage pentru noi. Deși uneori poate unii spun, nu mai ne rugăm tot pentru păstor, dar ei sunt acolo în față, îi vedem tot timpul, iar ne rugăm numai pentru ei. Slujitorii sunt în linia întâi și ei au nevoie de rugăciune. Aș menționa la motive de rugăciune generale, cred că păstorii au nevoie de sănătate. Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care sunt bolnavi. Și hai să-i explică, unii se consumă, alții călătoresc foarte mult, nu mai enunț așa alte motive, dar eu cred că sănătate, să ne dea Dumnezeu sănătate, în primul rând. Un al doilea motiv de rugăciune foarte, foarte urgent ar fi pentru familiile slujitorilor. Așa cum spunea fratele păstor Emanuel, tatălui, da, fiind în lucrare uneori, a fost mai mult implicat acolo, el a resimțit lucrul ăsta și l-a taxat acum într-un fel pe tatăl său, spunând ce s-a întâmplat. Asta e cea mai mare taxare, Coștie, și dai. Azi dimineață când am plecat de acasă, astăzi copilul mă întreabă, tati, iar pleci? Tati, plec puțin și mă întorc și o să stau și... Dar când ne jucăm? Cred că Dumnezeu poate compensa și merită să investim în ogorul lui Dumnezeu, să investim în oameni. Noi ca slujitori iubim să facem lucrul ăsta și ne bucurăm când o situație se rezolvă, când într-o familie e armonie, când un om se întoarce la Domnul, când un tânăr stai de vorbă cu el și îți mulțumește. Frate păstor, îți mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine, m-a ajutat să găsesc un drum, să găsesc o cale. Dar... și slujitorii au nevoie de rugăciune și au nevoie multă de rugăciune să ne păzească Dumnezeu, să ne dea sănătate, să ne dea Dumnezeu protecție în familiile noastre, înțelepciune de a fi cumva echilibrați și cu biserica și cu familia. Mm-hmm. Și de ce nu, vreau să citesc ce spune aici Pavel lui Timotei, porunca pe care o să o dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și ca motive de rugăciune să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Se ridică o nouă generație de păstori. Și noi facem păstori, din slujitori, de slujitori, da. Noi facem parte din noua generație. Deja ne luptăm cu tot felul de ideologii, filozofii care lovesc în biserică și în slujitorii Domnului, parcă ca niciodată. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea putere, să avem îndrăzneală, pentru că aceia care se ridică și strigă și au curaj sunt de ce în ce mai puțini. Așa, părerea mea. Spune un motiv, da. Și eu, legat de ce sfătuia și Apostolul Petru pe prezbiteri, îi sfătuia să păstorească turma lui Dumnezeu care era sub paza lor, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mășav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Un motiv de rugăciune pentru mine ca slujitor ar fi acela de a avea pasiune pentru Dumnezeu în slujirea pe care o fac. De multe ori apar și descurajări, apar frustrări, nu găsim, nu vedem rezultate, lucrurile înaintează mai încet decât ne-am dorit și pierd din elan. Și atunci există tentația asta să intru într-o rutină, să fac slujba că trebuie să o fac, că e duminică, să predic că trebuie să predic, dar cred că asta vrea diavolul, să ne scoată din viteză. Și doar, bine, doar să ne turăm și să nu înaintăm. Pe de o parte, așa pasiune. Înțeleg că atunci când sunt scrise cuvintele acolo, ele sunt scrise tocmai pentru că era o problemă și erau ispite în genul acesta și l-am apreciat pe Apostolul Pavel, cum tot vorbim noi, marele Apostol Pavel, care niciodată n-a avut probleme să împărtășească cu biserica slăbiciunile lui, greutățile lui. Fraților, luptați-vă împreună cu mine. Acum, ce trebuie să știți dumneavoastră este că noi slujitorii nu vă rugăm să vă rugați în locul nostru. Ne rugăm și noi în felul nostru și încercăm să fim nu doar în dependență de Dumnezeu atunci când suntem în cămăruță sau în colțișorul nostru de rugăciune. Noi încercăm să fim în dependență de Dumnezeu în fiecare ocazie, pentru că dacă ați vrea să știți realitatea despre slujitor, știți cum înțelegem noi slujirea. Exact cum se spune despre Ioan Botezătorul. A venit un om trimis de Dumnezeu.
Dragii mei, noi nu suntem altceva decât oameni. Nu avem ceva deosebit în noi înșine. Este chemarea lui Dumnezeu, harul, mila lui și de aceea am apreciat, dacă și dumneavoastră, la fel ca biserica primară, v-ați ruga pentru noi să fim ceea ce Dumnezeu dorește să fim. Pentru că în final și eu și colegii mei și dumneavoastră vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Personal, mi-ar fi plăcut tare mult să discut multe cu voi, dar mă tem că trebuie să ne oprim aici. Dar nu uităm că rămânem toți în mâna lui Dumnezeu. Amin. Noi continuăm Amin. Să ne rugăm pentru dumneavoastră, dumneavoastră vă rugați pentru noi și nu numai pentru noi. Rugați-vă pentru toți cei care vă slujesc, cei care, din punctul vostru de vedere, că așa analizăm noi lucrurile, vă slujesc bine, rugați-vă să rămână perseverent, să vă slujească și mai bine, să nu existe descurajare, să biruiască ispitele. Și da, dacă unii credeți că vă pot sluji mai bine, poate în loc să-i criticați, mai bine rugați-vă lui Dumnezeu, că El are putere și în cer și pe pământ, El poate schimba și slujitorii și pe cei care sunt în alte domenii în biserică și sigur ce ne-am dorit, slujirea noastră să nu fie doar o rutină care să ne ducă bucurie nouă. În final noi știm că Iisus Hristos a venit să ne slujească pe toți și marea Lui slujire a fost să ne salveze din lumea de păcat și să ne pregătească pentru glorie. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit în casele voastre. Vă mulțumesc frumos că ați fost împreună cu noi. Mulțumim, Domnului. Binecuvântarea lui Dumnezeu în slujire și să ne țină Domnul smeriți și plin de curaj în slujirea Lui. Amin. Să aveți în continuare un timp binecuvântat sub binecuvântarea Celui Atotputernic.